Mă, Alex, poți să-mi spui și mie ce căutăm aici? De ce suntem pe platforma asta? Unde să construiești? Unde să fac toate astea? De ce m-ai adus tu aici? Cum ai făcut tu legătura cu oamenii care construiesc astea? Ce, m-ai adus să construiești cu mine sau ce faci tu aici? Hei, păi cum adică? Am vorbit cu cei care organizează evenimentele astea și le-am spus că pentru că am făcut data trecută doar cu Darisel, acum vreau să fac cu tine. Vrei să faci cu mine? Și ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să facem acum? Tot casă sau ce vrei tu să faci cu mine? Nu, cu tine să fie mai special. O să facem casă de noob versus pro. Cum adică? Ce să facem, mă, casă de noob versus pro? Păi stai puțin că nu să ce tu m-ai adus aici noob versus pro. Eu fac doar cu Darusel, nu fac eu cu tine. Cum să fac noob versus pro cu tine? Păi cum adică? Faci și cu mine, cum ai făcut cu Darusel. Aolo, mă enervez. Bine, am înțeles. Deci vrei și tu să faci și cu tine, că tu ești fana nebună, Alice, am înțeles. Ok, pentru asta și ce ai făcut aici? Ce? Rafael, ok. Și mi-ai pus și mie ceva în chesturile astea, măcar să vedem. Na, nu e nimic. Eu nu văd clasic. Și eu ce construiesc acum dacă n-am nimic? Înseamnă că nu facem nimic, nu? Păi cum adică? Îmi dedic eu timpul pentru tine. Ce ai din inventar? Ia putoare. Da, să și din inventar, da, mă, tot mă inviți aici, tot, mă, când inviți pe cineva, când ești gazdă, trebuie să ai oaspeți și toate astea, trebuie să le faci pe placă, că ce-mi faci mie pe placă acum, că mă pui să caut eu prin inventar, oricum, mai bine, pentru că tu oricum n-aveai gusturi, tu nu o să faci absolut nimic, sincer, și o să câștig, o să fie foarte lejer pentru mine, dar fii atentă, vrei tu să facem aici, ok, facem o casă de noob, o casă de pro, facem, adică două runde, una mai nașpa, una mai șmicheră, eu o să câștig la ambele ca de fiecare dată, cum se întâmplă ca de obicei, sincer, și cu Darius și cu toată lumea, dar, ce, mă, ce faci, mă, cu la mână? Nimic, ați supărat. Da, 100% mi s-a părut, în fine, fii atentă, deci cum vrei tu să faci? Vrei să facem de nu versus pro, am înțeles, ok? Da. Dacă facem în felul următor, vreau să facem pe timp, nu vrem să stăm foarte mult, pentru că nu durează foarte mult, adică oricum eu n-am nevoie, adică pun, uite așa, eu fac asta e casa și cam asta e casa și te-am bătut, adică sincer, atâta, ce, n-am nevoie de mai mult. Da, bine, cred că o să pierzi dacă faci așa, dar ok. Bine, Malis, hai du-te în partea ta, du-te repede, fugi acolo, pentru că o să îi dăm drumul chiar de acum, pentru că eu o să fac cea mai mică construcție și închide ușa, că nu vreau să mai vezi, deci da, Alex m-a invitat aici la casa de nu versus pro, trebuie să facem o casă, ok, băieți versus fete. Adică nu mai e băieți versus fete, adică tot e bărbanda. Un fel de băieți versus fete, dar nu e cu Darusel, e cu mine de data aceasta. Și, mă, ce facem acolo, mă? Mă, Alex, ce faci, mă, tu trișești, te uiți așa la mine, să vezi ce construiești, ce faci tu aici? Ia spune și mie. Ți s-a părut, la fel cum ți s-a părut atunci, am prima zi că eram la tine la geam. Da, eu cred că tu ai cam multe vedenii. Da, mi s-a părut, am cam multe vedenii. Și ce cauți tu aici? Cum te-am găsit-o fix aici atunci? Cum te-am găsit aici? De ce ești aici și nu ești în partea asta să construiești? Spune și mie. Mă uitam la ocean ca să-mi vină. Da, te uiți la ocean, ok, să-ți vină idee. Mamă, ce idee îmi vine mie acum să fac ceva albastru. Wow, sincer, am mulțumesc, nu știu ce idee are în cap, dar haideți să începem acum cu prima construcție. Unde o să câștig? O să fie foarte lejer. Scrieți voi acolo în comentarii cu cine țineți, dacă credeți că o să câștig eu sau Alice. Era să zic Darusel, dar din păcate Darusel nu e azi, pentru că na, iar m-a adus fana nebună de care nu mai scap. Gata, Alice, eu am ales materialele cu care o să concurez la prima rundă, la runda aia de noob. Nu o să fie ceva foarte, foarte special, dar eu o să zic că o să fie ceva super, super șmecher și chiar sunt curios. Spune și mie ce faci tu acolo, că sunt curios și eu și cred că e curioasă și lumea. Adică nu că sunt eu curios neapărat, dar lumea e mai mult curioasă pe mine, nu mă interesează, că oricum știu că o să câștig. Păi eu m-am apucat aici să fac o casă de aia tradițională pentru Minecraft. Mă, stai puțin, tu te uiți la mine că și eu fac din lemne și pare așa tradițională, sincer. Adică, bine, nu pare că încă n-am făcut așa, dar sincer nu știu, ar părea ceva sau nu știu ce fac aici. Fac ceva tot așa cum am făcut ultimele dăți, pentru că știu că ultima dată când am făcut casă cu Darusel de asta, am făcut ceva foarte random și a ieșit super, super mișto. Și de data aceasta chiar sunt curios cum o să iasă, sper să iasă mai mișto decât a fost atunci. Dar spune și mie, dacă te uiți și tu la videoclipul ăla, să vezi așa, să iei notițe, nu de alta, că să vezi cum să fac casă frumoase, cum se face ceva foarte șmecher, nu știu, te-ai uitat sau? Eu m-am uitat, numai că dacă am nevoie să iau notițe, pot să mă duc oricând să văd ce. Stai puțin, cum adică? Tu acum confirmi că eu fac ceva foarte șmecher și tu n-ai șanse în fața mea. Ok, am înțeles. Deci tu acum vrei să concurezi cu mine pentru că eu sunt foarte, foarte bun și o să câștig. Deci trebuie să mai iau și niște glas aici. Mamă, deci eu fac aici ca de fiecare dată. Și data trecută am zis că e ceva mai nașpa așa la aia de $1, dar de fapt e ceva foarte, foarte șmecher, pentru că până la urmă eu trebuie să fac mai lucruri șmechere, că numai cu asta sunt obișnuit, nu-i așa? No. Bine, cum zici tu, în fine, eu deja am apucat aici, fac aici foarte, foarte mișto. Eu zic că ceva de genul trebuie să fie aici. Uite, dacă mă duc așa, zic că fix așa e perfect. Dar hai să vedem cum arată în partea asta. Mamă, chiar nu știu ce fac, dar fac aici ceva care știu că o să iasă într-un final foarte, foarte bine, dar hai să vedem. Deci mai dăm aici așa, bam, 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 bam. Dăm și aici foarte frumos. Bă, eu zic că o să iasă totul genial, dar abia aștept finalul, sincer, chiar sunt curios la final, dar fac o casă de aia tradițională de Minecraft cu lemn, cu steagul României pe pereți. A, am înțeles. Și altceva nu mai vrei să ne mai spui? Ok, hai, atât, lasă. Mamă, bă, Alice, bă, nu-mi vine să cred. Uită-te puțin, adică n-ai cum să te uiți acum, dar abia aștept să vezi, pentru că eu am făcut exteriorul, încă n-am făcut interiorul. Da, exteriorul, bă, arată prea genial. Bă, eu nu știu de unde vin ideile astea, cum eu pot să fac așa ceva. Sincer, mă, dar ce cauți, mă, tu aici pe la ușile astea? Că o dușile astea în continuu. Bă, ce faci, mă, Alice, tu pe acolo? Eu nu sunt la uși, îmi exploram casa, să văd. Ți explorez, da, să explorez casa, să vezi dacă ai făcut-o. Bă, nu știu, bă, dar arată prea genial. Bă, eu fac casetă nu, dar le fac prea șmechere, sincer. Bine, bine că totuși aici nu o să folosim furnicerul și da
asta nu se numește The Noob, pentru că aici folosim chestii din Minecraft, adică chesturi, paturi normale și toate astea pe care eu deja o să le pun bine, paturile arată mai așa, nu sunt chiar foarte normale cum e în joc, cum ar veni. Dar acum trebuie să pun astea pe aici pe jos, trebuie să pun felinare și toate astea, trebuie să pun unul aici, unul aici și unul aici și bă, scrie-mi, spune și mie, ce ai făcut tu acolo? Chiar sunt curios, bă, că n-ai cum să mă bați, sincer, la modul cel mai serios, eu cred că nu o să mă bați, sincer îți zic. Păi, în primul rând, eu am făcut aici o terasă mică cu privire la ocean în care așa. Balansezi pe scaun. Ce faci? Stai și te balansezi pe scaun? Păi, mă, stai puțin, păi, da. Tu ce faci, mă, pui și scaune, faci și de-alea nebunii pe acolo, uite că pui și acum un scaun fix acum că ai zis tu. Bine, nu pun că ai zis tu, pun că trebuia să pun, sincer, hai că nu că ai zis tu. Pun aici deci o floare. Nu te copiezi, n-am cum să te copiezi pentru că nu văd nimic ce faci tu, adică acolo și nici n-aș vrea, sincer, să te copiezi pe tine, la modul cel mai serios. Dar eu am făcut aici prin interior, trebuie să mai pun niște bookshelf-uri, de fapt. Nu știu ce să mai pun, sincer. Am foarte multe chestii pe care încă nu le-am pus, dar nu știu ce să mai pun, sincer. Adică arată eu, păi eu zic că nu cred că mai am nevoie să mai pun nimic aici, că arată prea genial, sincer, și nu cred că ai cum să mă bați. Pot să zic că e gata, nu vreau să mai fac nimic. Eu zic că asta e ok, eu zic că e ok. Scrieți voi acolo în comentarii dacă e ok atâta sau dacă trebuia să mai fac, sincer, dar eu o să las așa pentru că cred că n-are cum să mă bată. Dar totul depinde de voi. Scrieți voi acolo în comentarii dacă eu am făcut mai frumos sau Alice. Alice, nu știu de tine, dar eu am terminat, pot să zic că sunt gata, cam așa arată. Le prezint la lume, pune ești tu gata și spunem dacă ești gata, sincer. No, hai să zic ceva. Eu sunt gata încă de când ai început să vorbești cu Fanny. Cum adică ești gata de când? Păi ce puțin, păi să te am puțin, păi Doamne, cum să fii mă gata de atâta timp? Nu am, nici nu vine să cred ce ai făcut mă tu acolo. Ai făcut, ce ai făcut casa? Ai făcut o casă, ai făcut un pătrat, un ce ai făcut ceva? Nu. Doi pe doi, ce ai făcut? Am făcut o casă de aia tradițională, ca în copilărie, cu gratii. Bine, mă, bine, fii atent, vreau să vină aici. Dacă ești gata, vină la ușă, spune-mi când ești la ușă pentru că vreau să merg direct la tine prima oară. Deschidem tu ușa. Când ai ajuns aici? Să-mi deschid. Ah, deci ai ajuns, gata, ia. Ce ai făcut? Mă, ce mă, stai în perete? Mamă, asta e casa la tine, mă, mi-ai făcut un perete, ce ai făcut aici? E cel mai frumos perete. Păi și ce e asta? Asta e toată casa pe care... am înțeles. Mă, ce e asta? Mă, ce ai făcut aici? Bă, cât da... Mamă, vezi că arată mișto cu terasa asta. Mă, dar stai, că asta nu prea e casa asta. E mai mult un restaurant, ceva așa, țărănesc, așa. Păi, uite, ai aici dulap în care vii, te schimbi frumos. Așa, te tu te schimbi, tu te schimbi în dulap sau în dulap pui hainele, că nu te înțeleg. Păi, și una și alta. Ah, și una și alta, dar ești patriotă, că văd că așa, roșu, galben și albastru, ce ai făcut aici, ești steagul României, gata, ești patriotă, tu ia, știi imnul, ia cântă imnul. Deșteaptă-te, Minecraft! Da, asta era, deja voi și la mișto, ai văd că încep să și râz, în fine, nu mă mai interesează, dar hai să vedem ce ai făcut aici, mă, deci ăsta e tot ce ai făcut tu, măi, asta e puțin, să mă iei puțin așa la acoperiul ăsta, mamă, bă, bă, nu știu, sincer, că e de noob, sincer, e de noob, pentru că e de noob, o să-i dau nota 8, eu îi dau nota 8, dar acum trebuie să trecem și la mine să vedem și mi-ai dat o idee că tot ai pus peretele ăsta, dar nu vreau să zic încă, pentru că o să zic la oameni, când o să încep eu să fac acolo la aia de pro, unde o să te bat 100%, dar pot să zic că deja te-am bătut lejer, pentru că deschidem acum ușa și spunem dacă ești pregătită, stai. Mă, Doamne, te-ai dus deja, mă, Doamne. Bă, e cea mai urâtă casă care am văzut-o în viața mea. Da, acum, de care, pe care se spune. Mai du-te și tu pe la școală puțin, că ai vrut să vii la școală și ai făcut altceva tu când ai venit la școală. Nu prea ai fost cu minte. Tu nu prea, ce, gata, numai, gata. Așa. Deci fii atentă, vino afară să-ți prezint exteriorul, pentru că încă nu l-ai văzut. Uite, de 360, fă, uite-te, peste tot și spunem ce părere ai tu. Ia uite aici ce mișto, îți place asta? Da, e foarte frumos. Da, e foarte frumos, eu te pun să te întreb ce e în spate și tu te duci, nici nu mă bagi în seamă. Ok, în fine, nu mă interesează. Dar acum vreau să-mi spui din ce ai văzut tu, ce note îi dai la exterior și după la interior. Ce note îi dai la exterior, da chiar? Deci, o să-ți dau nota care ai luat-o tu la test la școală. Adică pe care? 4. Acum vreau să vezi interiorul, pentru că interiorul e genial. Bine, nu e mai mișto exteriorul, dar uite și interiorul, cât de mișto arată, e o casă așa mai țărănească, e ceva super, super tare și spune-mi ce părere ai tu. Mie mi se pare că este foarte urât, îți dau nota 4 și la interior, 4 total. Da, chiar eu îți dau nota 8 după, uite, mă, atunci pot să-ți dau și eu nota 3 atunci, pentru că notă mai mare decât a mea n-ai cum să iei, sincer, la modul cel mai serios, adică nu știu ce faci tu aici, dar fiat, nu mă interesează, decid oamenii în comentarii, pentru că până la urmă tu nu ești în stare să decizi, nu știi tu nimic, dar fii atentă, acum trecem la asta de pro, unde o să te bat 100%, facem casa mai în spate și poți să zici adio, pentru că deja am câștigat. Lasă că vezi tu ce fac eu acum. Gata, Alice, eu mi-am ales câteva materiale, nu mi-am ales foarte multe, dar fiat
atentă, ce vreau eu să fac acum? Vreau să fac pe lângă casa asta care o să fie o casă modernă, încerc să fac eu o casă mai modernă, să văd dacă mi-iese. Pe lângă asta vreau să fac și un gard, să fac foarte, foarte frumos este exteriorul și toate chestia astea genul. Și spune dacă tu te-ai apucat deja și ce ai în plan să faci. Că eu fac o casă modernă, adică asta vreau să fac, dar spune ce ai tu în plan așa, ce te-ai gândit tu să faci. Eu deja m-am apucat de mult de casă și am în plan să fac o casă de aia modernă din America cu geamuri. Stai puțin, tu acum vrei să faci ca mine, că data trecută, că și data trecută la fel, ai zis că faci ca mine, că nu știu ce, că faci o casă mai țărănească, așa, mai de-astea, tu mă copiezi cumva, iar din nou, ce se întâmplă aici, tu vrei să mă copiezi în continuu, ce faci tu aici, ai pe ei frumos să faci așa, sau? Te copiez, mă jur. Da, nu mă copiez, mă, mai și le-am știut acum, mă, de ce vorbești mă așa, mă, vorbește și tu mai mult, spune și mie mai multe chestii despre tine, că chiar sunt curios, ce casă faci tu acolo, că... Păi îmi fac o casă mov cu roz, așa, pentru fete. Așa. În care o să am tot așa un garaj, pentru că de acum așa trebuie să fac la fiecare casă, dacă am făcut în prima construcție, mergem așa mai departe. Da, vrei să faci tu cu garaj, am înțeles. Și ce te crezi tu că faci ceva foarte șmecher? Wow, cât de șmecher o să fie. Adică la mănânci mai serios, tu chiar o să faci ceva șmecher? Da. Chiar așa mare încredere în tine? Normal că da. E bine că ai încredere în tine, pentru că totuși trebuie să ai. Dacă n-ai tu, atunci cine să aibă încredere în tine? Sincer, dacă n-ai tu, atunci n-are cum să aibă altcineva, sincer. Dar spune, ce mai faci tu acolo? Am să fac o casă cu 2 etaje de data asta, nu mai lăsăm un etaj așa. Iar rest o să fie surpriză, nu mai am ce să zic momentan. Ah, da, surpriză, mamă, fii atentă, că am o idee aici, nu știu dacă o să iasă ceva foarte, foarte șmecher, dar să sperăm că așa, bine, în capul meu ideea e șmecher, dar nu știu, să vedem acum ce o să iasă. Bine, ia să vedem că a ieșit ceva cât așa, mamă, cred că da, nu prea era ce mi-aș fi dorit o să iasă, dar de fapt nu, că trebuie să fac așa. Nu știu, da. Lasă așa. Dar acum trebuie să mă gândesc cum o să fac în continuare și da, nu știu, da, nu mai am ce să zic. Revenim cu rezultatul final, pentru că o să fie cea mai șmecheră construcție din lume și o să câștig 100% Alice. Eu nu sunt de părere cu tine. Bine, lasă. Ok, normal că nu ești de părere cu mine. Dar data asta fii atent, la modul cel mai serios, vreau să dai notă reală, nu cum ai dat data trecută, pentru că tu ai dat o notă nașpa, nu e notă reală și pentru asta oamenii o să fie mai strict la note și poate o să-ți dea notă mai mică. Cine știe, adică nu se știe, dar haideți să revenim. Bun, Alice, eu am terminat exteriorul și acum trebuie să mă apuc de interior, dar după ce mă apuc de interior, vreau să mai fac la exterior foarte, foarte mișto, să fac aici un mic gărdule, să fac și prin afară, să fac mașini, să fac toate astea, să fac un loc unde am animal, pentru că o să am și un animal. Dar înainte de toate, vreau să-mi spui și tu ce ai făcut tu și până le arăt eu acum, că eu acum le arăt la oameni cum am făcut, să scriu oamenii chiar acum în comentarii dacă le place ce am făcut până acum și eu vreau să aflu de la tine ce ai făcut, sincer. Păi eu, după cum ți-am spus, o să fac o casă de asta așa mai modernă, cu multe geamuri, să se vadă absolut tot și pe din afară. Și ok, am înțeles. Și ce o să mai faci tu altceva în afară de asta? Atâta, gata, asta e tot sau ce se întâmplă? Nu, păi mi-am făcut aici un balcon cu ieșire la ocean în care te arunci când vrei în piscină, să zicem așa. Ți-ai făcut și balcon? Mă, stai, tu faci și plajă, lasă că fac și o plajă. Dacă tu faci plajă, înseamnă că trebuie să fac și o plajă. Fii atent, uite, acum e deja pumpat, tu vreau să are... Mamă, cum arată ăsta, dar nu, mamă, ăsta e prea de tot, dar cred că o să-l pun... Nu, îl punem așa ca să fie mai așa, mai specific, vedeți că avem aici negru, gri, toate astea, eu zic că se potrivește și alb arată perfect. Acum vreau să pun aici fix lângă un dita mai ursuleț și hai să schimbăm și pe ăsta să le vedem mai așa unde... Bă, cred că las așa și mai pun unul aici. Mai pun încă unul. De ce n-aș pune eu doi? Că uitați-vă ce mișto arată și îl punem fix pe ăsta. Sau de fapt, nu, îl pun pe ăsta. Ba nu prea arată bine. Bă, parcă ar merge unul la fel, dar nu. Haideți că îl pun pe ăsta. Și acum, haideți să mă ocup aici, să pun aici mare televizor, să pun aici, deci trebuie să fac aici cu slab foarte, foarte frumos, să se vadă foarte, foarte frumos, pentru că bă, eu chiar fac ceva foarte șmecher, adică eu sunt mândru așa cât așa. Sincer, într-un film mi se pare mai mișto ce am făcut la prima oară, dar ce o să se întâmple până la final, o să fie mult mai mișto decât ăla, sincer. Am să-mi fac aici o stație pentru elicopter. Mă, ce, stai puțin, stai puțin, tu ai și elicopter și de-astea, că nu suntem la de $1,000,000, ce faci tu aici? Păi cum adică, eu îmi fac și elicopter, ne respectăm, nu ne mai respectăm, ai dreptate. Deci eu o să las pe ăsta mov așa, că arată mișto, sincer, arată mișto. Și ăsta, bă, cred că l-aș lăsa așa, dar, mamă, nu, așa, lasă, mamă, arată perfect, mamă, cum arată ce am făcut aici, foarte, foarte, foarte șmecher, dar ce mai am eu de pus acum, în afară de asta, trebuie să mai pun consola asta, dar o punem în partea asta, pentru că până la urmă te joci la televizor, nu pe consolă, nu te joci la în partea cealaltă, cum ar veni, și o punem fix pe aceasta, pe aceasta o să... Bă, eu zic că am făcut aproape tot, mai am aici să pun și carpetă pe jos, pentru că încă n-am pus absolut nimic, sincer, pe jos, acum trebuie să fac, ai răbdare. Deci fii atentă, eu o să fac ceva foarte șmecher și eu o să zic că o să câștig foarte lejer, sincer. Nu sunt de aceeași părere cu tine, eu spun că eu o să câștig. Ok, bine, tu, pe normal că spui, adică mie îmi place că ești încrezătoare în tine, că crezi în tine și toate astea, dar ce spun eu acum e că eu nu o să mai fac, acum în interior nu o să mai fac absolut nimic, doar vreau să mai pun aici o floare pentru că
mi s-a pus mie așa pata să pune o floare. Uite, ia o plantă acum foarte frumos. O să iasă ceva super super tare, dar uite, am pus trei și mamă arată perfect. Eu zic e ok. Nu cred că mai am nevoie să mai fac absolut nimic în interior. Acum vreau să mă ocup de exterior și spunem ce mai faci tu acolo până mă ocup eu aici de exterior de toate astea. Punem și pe aici niște plante ca să arate frumos. Da, aici, da, acum repede, că zic eu că pun plante acum, pun și pui și tu repede plante. Cum vine asta? Pui că pun eu plante, pui și tu acum. Ce înseamnă asta? Cum adică e frumos să faci așa? Păi da, eu nu pun cu intenție ca să te copiez sau așa. Eu pun că mi-a venit ideea. Da, ți-a venit ideea. Păi ideea asta de unde ai preluat-o? Ia spune și mie, de unde ai preluat-o ideea asta? De la casa cealaltă tradițională. Ah, da, de la casa tradițională. Ok, ok, deci fii atentă. Eu acum o să fac aici un mic de ăsta, dar nu știu pe unde să-l fac. Cred că de fapt, nu, fii atentă. Nu mai fac aici. De fapt, ba, da, mamă, eu nu mai știu ce să mai fac, sincer. Arată cam pentru că l-am făcut prea aproape de ăsta, dar nu știu pe unde ar trebui să vină, sincer. De fapt, nu cred că o să mai fac în față și o să fac doar pe aici prin părțile astea, pentru că de fapt în față nici n-am nevoie. Acum stau și mă gândesc, chiar n-am nevoie în față pentru că e intrarea și restul aici prin curte o să fie direct pe aici, dar de fapt, bă, cred că aș avea. Mamă, nu știu cum să mai fac, sincer. Mamă, ce fraierești, înseamnă că o să câștig 100% dacă. Bine, mă, bine, ok. Nu, ba știu, doar vreau să te testez așa. Vreau să te testez așa, să văd ce zici tu, sincer. Ah, da, normal că vrei să mă testez. Alice, am revenit cu o veste proastă, deoarece parcă nu-mi place așa cum am făcut eu gardul ăsta. Mă gândeam la altceva, dar de fapt mi-a venit altceva în cap și a ieșit cam așa. Nu știu dacă arată ceva foarte șmecher, dar cu asta ai un avantaj. Adică, nu știu, pentru tine e ok, pentru mine nu prea e, dar într-un fel eu tot o să câștig, sincer, pentru că eu sunt Rafael și o să fac mult mai mișto decât tine de fiecare dată, pentru că eu te-am bătut la prima 100% și la a doua, bă, eu zic e mai ok, sincer. Eu nu sunt de aceeași părere și chiar mă bucur că ai spus tu că nu prea place cum arată. Ok, pe fiecare dată. Pentru treaba asta o să fac aici prin interior, prin exterior, o să fac pe aici prin exterior, o să fac o mașină, o să fac mai multe chestii, pentru că trebuie să fac mai mișto, ok? Aici că avem o grădină, de-aia mi-am făcut curtea asta foarte frumos, să fac mai multe chestii. Gata, Alice, eu am terminat-o, nu mai vreau să fac absolut nimic. Am făcut aici o mașină foarte frumos, aici e foarte frumos garajul, cum ar fi din partea asta. În partea asta avem câinele care, bă, unde e, mă, câinele? Bă, asta l-am văzut pe aici. Bă, unde e și, mă, câinele? A, e și pe la mașina aici, câinele e pe afară. Ok, am înțeles, nu mai contează asta, dar cam așa a ieșit. Am făcut aici, n-am pus niște flori așa de aranjament floral, cum s-ar spune, foarte, foarte frumos în împrejurul casei, ca să dea o formă mult mai interesantă. Și pe aici este intrarea, intri foarte frumos aici și cam asta este casa și cam atât. O să-ți arăt eu acum. Vreau să vin acum direct acolo la jumate. Vreau să-mi spui dacă ai terminat. Sper că ai terminat, pentru că am terminat și nu vreau să mai aștept, sincer. Normal că am terminat. Eu am terminat de mult chiar. Da, așa am zis mereu, mă. E fii atent, de data aceasta vreau să vii prima oară tu la mine și după vreau să vin eu la tine, pentru că sunt curios cum o să fie, pentru că prima oară am venit eu la tine, acum vreau să fie invers. Și hai mai repede, pentru că ai terminat și văd că ia, deschid ușa, nu e nimeni aici. Unde ești? Vin chiar acum. Da, vii chiar acum. Am înțeles. Unde vii? Asta e că mă uit. Fii atent, eu vin direct. Vreau să văd ăsta-l tău. 3 2 1. Ce? Mă, ce e ăla? Mă, tu l-ai făcut cu move? Ce ai făcut? Nu. Ai spus că mergem mai întâi la tine, mergem. Ah, dar chiar stai că am uitat, aolo, scuze. Gata. Sau nu, hai mergem tu la tine pentru că am mers prima oară. Fii atentă. Hai să mergem la tine pentru că am mers prima oară și vreau să-mi prezint. Bă, ce ai făcut aici? Ai făcut elicopter? Ce ai făcut? Și pe unde vine elicopterul ăsta? Pe unde urce? Așa nici nu ai făcut de aia de elicopter. Pe elicopterul cum vede unde sunt? Ah, bă, da, mă, ai făcut, mă, iartă-mă pe mine. Deci fii atentă. Vino aici în față, mamă, vreau să văd așa din împrejur. Mamă, ai făcut și plajă aici. Bă, dar stai puțin. Sare așa în apă și cum ai ajunge înapoi? Aia e problema ta. Păi stai puțin. Păi nu e problema mea, pentru că tu stai aici la plajă. Ce? Doar faci plajă și nu cazi în apă, nu? Nu te arunci în apă, nu? Da, nu vezi că aici eu stau să mă bronzez. A, te bronzezi tu? Foarte, foarte bine, foarte bine. Mamă, cum arată cu geamurile astea. Băi, genial, chiar îmi place, sincer, îmi place mai mult decât la prima. Și e un fel, într-un fel e bine că îmi place mai mult decât la prima, adică e normal, pentru că asta era de noob, asta e de pro și chiar arată mișto, ai făcut și garajul, te-ai ținut de promisiune, brown boom, bravo. Și acum, hai să vedem și interiorul. Bă, dar tu le faci cam la fel, că mi se pare că așa ai făcut și atunci, tot așa. Mă, dar unde au loc toți câinii ăștia să doarmă? Păi cum adică? Au loc aici, într-o căsuță. Păi într-o căsuță așa și uite cât ăștia de mari sunt, doamne, nu știu, sincer, dar hai să vedem ce mi-ai făcut tu aici. 3 ursulețe, ai o boală cu ursulețe ăștia, după cum se poate vedea, ai făcut ce aici, o baie, mamă, cum arată baia asta, ți-ai pus aici oglinzi multe, bă, tu stai aici cu toate astea aici, tu câte machiezi tu, pe bune, adică ai nevoie de 7000 de oglinzi? Păi dar cum adică corpul ăsta nu se face peste noapte? Da, am înțeles și aici ce e, mamă, camera cum arată genial, arată mișto, bă, dar nu prea dă bine ăsta maro aici, nu știu, ai încurcat-o cu ăsta. Eu cred că nu vezi tu bine. Ah, da, așa mai zicem și eu, Bă, arată mișto, îți dau tu o notă 8, sincer, dar sper să-mi dai și tu o notă mai ok, pentru că tu nu-mi dai o notă realistă, sincer. Bine, hai că am să-ți dau acum. Bine, de data asta, dacă vrei să-mi dai tu o notă mai realistă, hai să trecem fix la mine, pentru că eu am făcut ceva foarte, de fapt, nu, sincer, la mult mai serios, mie mi se pare că am făcut mai mișto prima oară, dar e la alegerea ta, ce o să crezi tu, pentru că înainte toate vreau să-mi spui ce notă îi dai tu la asta, pentru că nu mi-ai zis, bă, zi-mi o notă corectă, ce notă îi dai tu la asta? 7.50. Oh, bun, și acum vino în spate, repede, că aici avem, ia
uite-te ce avem noi aici. Direct, cea mai șmecheră casă din lume. Bine, nu e cea mai șmecheră casă din lume, dar e o casă foarte șmecheră. Uite din jur împrejur cum arată totul și gardul aici. Uite cum am făcut aici în spate. Îți place gardulețul aici? Ia uite-te. Da, dar e cam înghesuit. Păi înghesuit, că na, l-am făcut cam aproape. Asta e ideea, dar bă, nu știu, mie mi se pare ok, mi se pare ok. Uite că a revenit câinele, a intrat în curte, în coteza. Uite, vezi că îți fac prezentarea. Uite câinele, ia uite-l. Cuce pe aici, Zorele, ce faci mă pe aici, taică? Ia uite-l. Îți place? Îți place cum arată asta? Da, e foarte frumos. Vreau să intri și în interior și vreau să-mi spui momentan ce părere ai tu de ce ai văzut până acum. Eu momentan aș da un 6 pe ce am văzut, că e cam înghesuit și nu-mi place. Ok, ok, și în rest acum intrăm. 3, 2, 1, ești gata? Da. Hai, 3, 2, 1, să vedem. Ia uite aici, cam așa arată locul meu. Așa, mișto, nu, e plejer, adică nu e prea mult, dar am, da, e esențialul, tot ce trebuie, adică ai o sesiune de gaming. Practic e o cameră de gaming asta. Tare oameni buni și bine v-am găsit aici, eu sunt Rafael. Da, deja s-a apucat de, vedem că Alice deja s-a apucat. Mă, de ce râzi, mă, de ce râzi, de ce râzi, te-ai apucat de făcut aici? Ia uite, îți place ăsta, că uite, e potrivit pentru tine scaunul ăsta, poți să trebuie să-l folosești. Vrei să facem schimb de scaune, să-ți dau ție pe ăsta? Nu ți-l dau, nu ți-l dau, nu ți-l dau. Cam atât este, vreau să dai o notă finală, pentru că atât e, atât, nu mai avem nimic de făcut. Vreau să dai nota finală, pentru că eu ți-am dat nota finală, a fost nota 8, parcă tot la fel. Vreau să spui tu acum o notă și oamenii să spună după tine, pentru că fii atentă. Cine câștigă acest videoclip, cine câștigă acest concurs, în următorul concurs se va duela cu Darusel. O, bine, 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 eu am să-ți dau nota 8.50. 8.50, mamă, bă, simt, dai mai mare la ăsta decât la data trecută? Păi, da, pentru că eu nu sunt ca Darusel, să-mi pasă numai să câștig. Băi, nu, stai puțin, stai puțin, da, mie mi se pare, în fine, nu contează, nu contează. De fapt, ambele sunt mișto, mă, ambele sunt mișto. Uite, mamă, cum arată ăsta aici, nu l-ai văzut pe ăsta, ia zi sincer, ai văzut, nu l-ai văzut? Băi, e foarte frumos candelabru. Îți place candelabru, deci fii atentă. Cam atât e, vreau să scrie oamenii acum în comentarii și ce trebuie să facă oamenii în afară să scrie cine câștigă? Trebuie să dea like, comentariu, share și subscribe. Da, ați auzit foarte bine, cam atât a fost. Papa, a fost fanare bună cu voi aici alături de mine. Sper să nu mai fie alături de mine niciodată. Papa. Pa. Alice, uite, mi-am pus survival acum poți să faci tu cum vrei tu să faci. Că am văzut că vrei să dai mine, adică nu înțelegeam ce vrei să faci, dar dă-i acum mine, să fie așa, că să fac ție plăcerea. Hai, dă-i. 3, bine. 2, 1 și... La revedere, oameni buni. Ha, eu am câștigat preu canalul. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.